Salut, sunt Zen și azi o să vă prezint ceva despre care s-au scris multe lucruri și într-adevăr există un eveniment extraordinar care se va întâmpla în următoarele zile, mai exact la sfârșitul lunii și suntem norocoși că putem să simțim energia acestei eveniment extraordinar pentru că energia sa este prin alinierea a două planete puternice, Jupiter și Saturn, ele vor străluci pe cer ca fiind una singură. Acest eveniment s-a mai întâmplat acum 2000 de ani și pot să vă spun că oamenii de știință au ajuns la concluzia că atunci au fost două planete, și anume Jupiter și Venus, care prin apropierea lor au dat o strălucire extraordinară pe cerul senin. Și au mai fost și alte alinieri. S-au mai petrecut prin anii 1226 și 1623. Această uniune planetară sau al celor două planete a purtat numele de Bethlehem Star sau Steaua Bethlehemului. Desigur, această denumire este considerată datorită efectului, știți, magic, Steaua Crăciunului, în care nașterea, vestea nașterea Domnului. Noi acum ne vom concentra asupra ceea ce vreau să vă spun în continuare, și anume că vreau să profităm de această energie pentru că aduce schimbare la nivelul conștiinței dumneavoastră și în viața dumneavoastră. Vom vorbi despre Jupiter și Saturn, unde abundența și protecția este maximă, așa că vom face un talisman care să vă ajute. Și desigur, eu vă spun că acest talisman l-am făcut prin meditație, pentru că m-am gândit bine cum aș putea să asociez două energii, Jupiter și Saturn. Un Jupiter puternic, protector, și un Saturn care se impune prin disciplină și multă stăpânire de sine. Așa că m-am gândit bine și prin meditație am primit acest simbol magic. Este vorba despre Jupiter și Saturn. Această combinație extraordinară, care nici eu nu mă așteptam, dar acesta este simbolul care l-am primit prin meditație. Și cu acest simbol vom face în așa fel încât vom crea un talisman. Și talismanul va arăta în felul următor. În primul rând veți face două cercuri, unul în stânga, unul în dreapta, și veți desena aceste simboluri magice, dar prima dată ne vom focaliza asupra primului cerc. Deci vă veți gândi și desenul veți face cu culoarea albastră. Repet, culoarea albastră pe coala albă. Veți face desenul, vă veți concentra că aveți abundență, bani, fericire, sănătate, protecție. Și veți face două cercuri. Prima dată veți face în primul cerc semnul magic, asocierea planetelor Jupiter cu Saturn. Veți face, desigur, și o stea aici, steaua lui David, un simbol de protecție. Apoi, un pic cât un pic, veți face două, trei simboluri magice, simbolul soarelui undeva aici, simbolul lui Jupiter undeva aici. Apoi veți face și simbolul lui Saturn, un simbol foarte puternic. Așa, apoi, după ce ați desenat acest desen, vă veți concentra foarte mult pentru ca dumneavoastră să simțiți această emoție și această energie în crearea talismanului perfect. Acest talisman se poate face în perioada 21 decembrie-23 decembrie, în jurul orei 17. De ce? Pentru că atunci chiar și oamenii de știință au demonstrat că atunci va fi punctul cel mai puternic de energie în care va străluci cel mai bine pe cer aceste două planete, într-una singură. Bun. Acum vreau să vă arăt cum arată talismanul după ce l-ați creat. Talismanul va arăta în felul următor. Exact așa. Dacă dumneavoastră până acum ați desenat simbolurile magice, acum veți face un pic cât un pic să scrieți numele îngerilor care guvernează aceste energii planetare. Și jos veți scrie Michael, de la Angelul Michael. În partea stângă veți scrie numele lui Sakiel, care este Arhanghelul, Îngerul Planetei Jupiter. Și aici
numele îngerului Casiel, care este îngerul planetei Saturn. Pot să vă spun că acest talisman trebuie să aibă numele îngerilor pentru că trebuie să aveți echilibru, să aveți protecție. Și aceste simboluri magice, de exemplu simbolul lui Jupiter, care este din magia arabă, așa se scria simbolul lui Jupiter în vechime, când vechii magi creau talismane cu adevărat puternice, și simbolul lui Saturn, la fel, și simbolul Soarelui. Deci, cum v-am spus, după ce ați creat acest talisman, dumneavoastră îl veți lua, îl veți împături, mai exact un fel așa, pentru că vreau să ca cele două elemente și cele energii să se suprapună, în care aveți pământ, foc, apă, aer și energia planetară a lui Jupiter cu Saturn. Vreau să vă spun și este important, respectați culorile. Violet, numele îngerilor Sachiel și Casiel, și Michael roșu, și simbolul Jupiter îl vede sena culoarea mov-violet, apoi îl veți intersecta cu culoarea negru al simbolul planetei Saturn. Este important să respectați aceste culori pentru că ele aduc echilibru. Nu puteți să desenați talismanul negru complet pentru că acesta face diferența și fiecare planetă are culoarea sa care influențează. Bun. După ce ați creat acest talisman, îl veți lua așa și desigur dumneavoastră puteți să-l împăturiți și să-l faceți frumos uniform și îl veți pune într-o altă coală de hârtie sau într-un plic, mai exact, și veți spune astfel: consacru acest talisman cu puterea focului, apei, aerului și a pământului. Așa să fie. Și îl purtați asupra dumneavoastră. O să vă aducă bunăstare, protecție și abundență. Eu sunt Zen și întotdeauna o să vă arăt lucruri puternice și eficiente. Vă mulțumesc! Nu uitați, abonați-vă și vă aștept pe comunitate.